Pentru ca așteptarea pelerinilor pe drumul spre baldachinul cu Sfintele Moaște să fie mai ușoară, ieri seară, protopopiatul Sector 3 Capitală a împărțit 2000 de pachete cu sarmale și eugenii. Anul acesta, anul omagial al satului românesc, nu putea să fie altfel decât cu bucate tradiționale românești. De aceea am oferit și noi pelerinilor asemenea Sfintei Mucenițe Filoteia de la Curtea de Argeș și am venit cu coșul plin, cu bucate tradiționale românești, mai exact sarmalele după rețeta bunicii, sarmalele împreună cu mămăliguța tradițională și ardeiul iute, pentru că am vrut să fie un element culinar care se regăsește în toată România, în toate provinciile românești și în Basarabia, mai ales că anul acesta avem bucuria aceasta a unui sfânt ierarh care, iată, și-a desfășurat activitatea în Basarabia. Pelerinii nu sunt uitați nici pe parcursul nopții. Alături de ei au fost voluntarii ASTO, ASCOR și LTCOR, care le-au oferit apă, cafea și ceai. Cam fiecare an, pelerinii care vin aici să se închine la Sfintele Moaște pe Colina Bucuriei primesc ca o mângâiere pentru efortul pe care îl depun, ceai cald și, bineînțeles, pachete alimentare și pe perioada zilei și pe perioada nopții, și ne bucurăm că împreună cu voluntarii ASTO, ASCOR, LTCOR putem să distribuim acest ceai cald tuturor care solicită acest lucru. Astăzi, după Sfânta Liturghie de Hram, protopopiatul Ilfov Sud a oferit 2000 de sandvișuri pelerinilor, iar protopopiatul Vălenii de Munte a dăruit 2000 de mere și peste 1000 de pachete cu sarmale. Și anul acesta, protoieria Ilfov Sud a venit în sprijinul pelerinilor pe Colina Bucuriei cu 2000 de sandvișuri, ceai, apă plată și cafea. Facem această faptă de milostenie urmând îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos: fiți milostivi precum Tatăl vostru cel Ceresc milostiveste. Mulțumim pe această cale tuturor preoților și voluntarilor care participă la această acțiune social-filantropică și dorim tuturor ca aceste zile binecuvântate să ne fie cu mult folos duhovnicesc. Protoieria Vălenii de Munte, ca și anii trecuți, se implică în mod activ în organizarea Hramului Catedralei Istorice. Astfel, anul acesta, pe lângă cei 12 preoți voluntari care sunt pe Colina Bucuriei, am colectat din cadrul protoieriei 2000 de kilograme de mere și astăzi au fost oferite pelerinilor peste 1000 de pachete cu sarmale. Această hrană caldă este oferită de protoieria Vălenii de Munte în colaborare cu Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi și cu pensiunea Vera și Livia, care ne-a ajutat și ne susține. De asemenea, din cadrul protoieriei Vălenii de Munte au plecat spre București un număr de 7 autocare din diferite comune și din orașele Vălenii de Munte și Slănic, Prahova. Protopopiatul Sector 4 Capitală a oferit pelerinilor peste 2000 de porții cu hrană caldă. Parohiile din Sectorul 4, prin protoieria Sector 4, a sprijinit opera social-filantropică a Bisericii. În acest an și în aceste zile de mare sărbătoare, protoieria noastră a oferit peste 2000 de pachete de hrană caldă pelerinilor care au venit să se închine la moaștele Sfântului Dimitrie, ocrotitor Bucureștilor, și la prietenii săi, Sfânta Mucenițe Filofteia și Sfântul Ierar Dionisie al Cetății Albe. Sunt zile de mare sărbătoare și de mare bucurie duhovnicească și ne bucurăm că și noi am putut să sprijinim lucrarea bisericii. Protopopiatul Sector 5 Capitală a oferit chiar la lăsarea serii 2000 de sandvișuri pelerinilor prezenți pe Colina Bucuriei. În a treia zi de pelerinaj, de rugăciune și de trăire spirituală și duhovnicească, cu bucurie, parohiile din cadrul protoieriei Sector 5 Capitală vin în sprijinul pelerinilor, oferindu-le, pe lângă binecuvântările primite de la sfinți, 2000 de sandvișuri, ceai și cafea. Și protopopiatul Sector 6 Capitală a venit în întâmpinarea pelerinilor prin pregătirea a peste 3000 de sandvișuri și băuturi calde. Și noi în această seară ne alăturăm protoieriilor care în toată această perioadă au fost alături de pelerini. Protoieria Sector 6 a pregătit un număr de 3000 de sandvișuri, ceai și cafea pentru pelerini. Astfel ne alăturăm și noi ostenelii pe care pelerinii, stând la rând, în rugăciune, vor să se întâlnească cu sfinții. De aici această recunoștință față de ei, dar și bucurie pentru că suntem alături de cei aflați astăzi în rugăciune și în bucurie. Între orele 22 și 6, voluntarii ASCOR, ASTO și LTCOR vor oferi pelerinilor aflați în rândul de așteptare ceai cald și cafea.